Bună ziua tuturor! Mă bucur că sunteți cu toți aici. Eu sunt Cristian Pașa, Chief Operating Officer la Fagura. Și astăzi suntem bucuroși în primul rând că venim cu această inovație și cu această lansare în piața din Republica Moldova. Vă mulțumim pentru interesul vostru și abia așteptăm să avem și o colaborare împreună. Astăzi o să vă prezentăm conceptul, o să vă prezentăm partenerii și acum o să-l invit pe Tudor Darie, Chief Operating Officer la Fagura, un tânăr care acum câțiva ani a pornit cu o idee năstrușnică și uite că astăzi a lansat un mega proiect în piața de Republica Moldova. Tudor Darie. Mersi, Cristi. Dragi prieteni, iată, practic am ajuns în momentul în care putem să anunțăm lansarea acreditării pentru companii, pentru IMM-urile din Republica Moldova. Și aici, practic, azi vreau să vă povestesc foarte pe scurt atât ideea Fagura, pentru că sunt unele persoane în sală care poate nu cunosc atât de multe informații despre noi. Evenimentul nostru este transmis inclusiv online și atunci cei care ne urmăresc la fel e important să cunoască ce este Fagura și ajungem foarte rapid și la problema pe care încercăm noi să o soluționăm. Cu ideea Fagura am pornit în anul 2018-2019, deci practic timp de un an inițial am încercat să dezvoltăm această platformă tehnică, ca ulterior să o lansăm, să o validăm în piață. În esență, Fagura înseamnă o platformă de crowdfunding prin care noi interconectăm persoanele care vor să facă anumite investiții, să-și multiplice banii, cu persoanele care au nevoie de finanțare. Deci cumva în lumea financiară tradițională, persoanele merg la bancă, au un depozit bancar, după care banca nemijlocit oferă credite persoanelor sau companiilor care au nevoie de finanțare. În cazul nostru, noi încercăm să unim cumva aceste două categorii de persoane, cei care au nevoie de bani cu cei care sunt dispuși să investească. Respectiv, Fagura este soluția pentru interconectarea acestor două categorii de clienți. Deci asta a fost ideea pe care noi am avut-o la bază atunci când am lansat platforma în anul 2019. Inițial, Fagura a fost lansată doar pentru persoane fizice, să testăm, să validăm ideea și, practic, chiar din acel moment de la lansare, noi aveam în gând că vrem să ne pregătim pentru momentul în care vom începe să credităm companiile. Și zic asta deoarece pentru noi era foarte important să ajutăm acei tineri antreprenori să aibă finanțarea de care au nevoie în momentul în care se termină banii proprii din buzunar, pentru că noi cu toții, fiind antreprenori, știm că inițial dezvolți un anumit business, se termină banii personali, dar încă nu ai devenit profitabil ca să poți obține finanțarea de la bancă. Și atunci intervine o vale a morții, cum se zice în teoria de startup-uri. Noi vrem să intervenim exact în acest moment, să oferim finanțarea de care au nevoie companiile mici, mijlocii din Moldova sau microcompaniile, companiile la început de cale, respectiv să-i ajutăm ca ei să devină profitabil și în viitor, când vor avea nevoie de, nu știu, zeci de milioane de lei euro, s-ar putea într-adevăr să ajungă să fie deja clienții băncii. Deci noi, în esență, suntem cei care ajutăm să creștem companiile ca ulterior să poată să obțină deja creditare mult mai mare de la instituțiile financiare. Deci asta a fost ideea pe care noi am avut-o în cap. Aproximativ un an jumătate a durat tot procesul de pregătire, pentru că inițial am avut doar această idee să credităm companiile și la prima etapă am avut, sau în general, în această perioadă am avut alături de noi mai mulți parteneri pe care aș vrea să vi-i prezint succint. Etapa de elaborare a conceptului s-a avut loc împreună cu partenerii noștri de la IEFSE și o avem alături pe Oxana Bânzară, care mulțumim foarte mult pentru suport. Ulterior a urmat o perioadă în care noi am scris codul, deci echipa IT a scris codul pentru acest modul de scoring, ca noi să putem să facem o analiză automatizată a cererilor, să putem să extragem automatizat toate informațiile de la diferite registri publice de date, birou de credite, fisc și mai departe. O să vă prezentăm un pic mai detaliat să vedeți cum asta funcționează. Deci asta deja, etapa de scriere de cod, am făcut-o prin intermediul proiectului TechWheel cu suportul USAID și Guvernul Suediei. Și, practic, cireașa de pe tort, acest eveniment de lansare se întâmplă într-un proiect comun susținut de către partenerii noștri de la PNUD Moldova, care presupune că, de fapt, Fagura, pentru primele 50 de companii care vor obține finanțarea prin intermediul proiectului, vor beneficia de dobândă zero, sau mai degrabă spus de compensarea dobânzii, în așa fel încât în final să fie dobândă zero. Cum funcționează asta? O să revenim pe parcurs și o să vă povestim.
Deci, încă o dată, mersi frumos partenerilor care au fost alături de noi. Dorim să testăm, să validăm această idee de subvenționare a dobânzii, ca în final companiile să poată beneficia de condiții de finanțare cât mai bune. Pe parcursul evenimentului vom prezenta exact care este conceptul proiectului, cum funcționează și, în final, sper să fie un pic mai multă claritate ca să ajutăm acele companii începătoare din Republica Moldova să-și poată dezvolta afacerile proprii. Mersi! Mersi tuturor! Și acum am să rog pe doamna Oxana Pânzaru să ne spună câteva cuvinte și să-i mulțumim încă o dată pentru suport. Mersi mult, Cristi, și îmi face mare plăcere să fiu alături de voi. Salutare tuturor și, în primul rând, felicitări echipei Fagora pentru o nouă realizare foarte curajoasă, lansarea criterii pentru companiile micro și mici și, respectiv, o nouă etapă de dezvoltare instituțională și, cu siguranță, noi parteneriate, inclusiv cu EPSE, ne dorim mai mult și, desigur, noi oportunități. Noi la EPSE trebuie să admit că vă urmărim cu multă admirație și suntem onorați să fim parte a istoriei voastre de succes. Și trebuie totuși să admit că și astăzi, la evenimentul, ne uităm cu mult optimism, încredere și speranță la evenimentul de astăzi. Este, în primul rând, pentru faptul că vedem o apropiere și o aliniere a activității Fagora la misiunea EPSE de a oferi finanțare businessului micro și mic pentru a contribui ulterior la dezvoltarea și creșterea economică la nivel local. Privim cu optimism, fiindcă avem foarte multă încredere în puterea pasiunii și curajului echipei Fagora de a finanța ideile mărețe și promisătoare a întreprinderilor mici, cu încredere pentru că realizările frumoase de până acum sunt o dovadă convingătoare a nivelului de profesionalism, perseverență și reziliență a echipei Fagora. Și cu speranță căci, în special la EPSE, noi ne dorim să avem produse și servicii financiare care sunt simple, accesibile și transparente. Și respectiv vedem, ne punem mari speranțe în Fagora, în special vedem un rol deosebit în a crește incluziunea financiară și a contribui ulterior la o creștere și o dezvoltare economică sustenabilă acasă, ceea ce este mai ales în timpurile de astăzi extrem de important. Și în rest, felicitări din nou echipei Fagora, să fiți la fel de curajoși, ambițioși, să continuați realizările frumoase în același ritm sau chiar poate un pic mai accelerat, motiv pentru care este și susținerea EPSE în continuare. Și în rest, să vă bucurați de încrederea maximă din partea investitorilor și a clienților și să fiți întotdeauna în top, la mai mult și la mai mare. Mersi foarte mult! Mersi mult, Oxana! Și vreau să invit pe al doilea partener care ne-a fost alături de-a lungul timpului, Marina Bzovi, director ATIC. Mulțumesc mult! Eu cred că nu o să vă rețin foarte mult. În primul rând, ne mândrim ca ATIC să avem în rândul comunității de afaceri a companiilor IT din Republica Moldova o echipă precum este Fagora, pe lângă faptul că sunteți deosebiți pentru că aveți un produs, mai exact mai multe produse pe care le lansați, creați parteneriate foarte frumoase cu diferiți parteneri și acest lucru lucrează foarte bine. Noi ne bucurăm că am putut și noi să contribuim cât de puțin la dezvoltarea voastră și cu siguranță că vom continua să fim alături de fiecare dată când va fi necesar. Acest nou produs este nemaipomenit. Chiar vorbeam cu Tudor despre o nouă idee
pentru că IMM-urile din țara noastră au nevoie de credite și, din păcate, procedura de creditare, în special pentru companiile tinere, este foarte complicată. Pe lângă faptul că e complicată, dobânzile de obicei sunt foarte mari, de asta suportul din partea PNUD cu siguranță că este la momentul potrivit, ținând cont și de contextul economic din țară. Vrem să vedem acele 50 de IMM-uri care vor beneficia de acest produs și așteptăm idei noi, produse noi pe piața din Republica Moldova. Așteptăm și acea lege pe crowdfunding să fie votată în Parlament și contăm pe susținerea Guvernului și Parlamentului în acest sens. Iar noi, ATIC, împreună cu toate proiectele, vom fi alături de voi de fiecare dată. Mulțumim mult! Mulțumim, Marina! Produse noi o să urmeze, cu siguranță, dar haideți să ne focusăm astăzi pe acesta. O să invit pe Iulia Țvigun să ne spun un pic din partea UNDP-ului sau PNUD-ului cum a văzut ei acest proiect. Este într-adevăr unul unical pentru Republica Moldova, creditarea cu dobândă zero. Te rog, Iulia. Mulțumesc, Cristi. Salut tuturor. Vă salut din partea PNUD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. Suntem fericiți și vă felicităm pe dumneavoastră pentru lansarea acestui produs minunat pe care l-am dezvoltat împreună. Aici am să dezvolt un pic ideea, vă întrebați de ce PNUD, da? Tudor a spus la început că a participat, că l-am dezvoltat împreună pentru că Fagura a fost unul dintre acele câteva, de fapt patru soluții digitale care au fost selectate printre primele în cadrul unui concurs pe care noi îl numim Moldova Digital Innovation Challenge sau Digital Innovation Challenge, mai scurt, pe care PNUD l-a lansat în cadrul proiectului Accelerarea Transformării Digitale în Sectorul Public din Moldova, din Republica Moldova. Aici, în cadrul acestui proiect despre care v-am zis acum, sunt mai multe direcții de dezvoltare. Cum și se zice în titlu, e vorba despre sectorul public, dar avem și programe sau vrem foarte mult să avem sectorul ICT ca partener în dezvoltare în Republica Moldova și din acest motiv, în cadrul acestui concurs, susținem și diverse soluții pentru sectorul privat și iată că Fagura a venit cu această idee minunată pe care am selectat-o pentru cele primele idei, da? Un an în urmă, dacă nu greșesc. Și iată că, în sfârșit, suntem la punctul în care putem să lansăm acest produs. Noi ne bucurăm de acest fapt foarte mult. Vreau să zic că acest concurs pe care noi îl avem de soluții digitale, de inovație, el se desfășoară regulat, în mod regulat, în fiecare 2-3 luni noi avem, lansăm un nou caiet de sarcini sau o nouă tematică pentru care noi căutăm soluții și de aceea vă îndemnăm pe toți cei care sunt în sală și pe toți acei care se găsesc acasă sau la serviciu online și ne urmăresc online. Sunt multe oportunități la PNUD și acum și la Fagura, da, pentru a găsi finanțare pentru ideile noastre digitale, de soluții digitale. Și noi vă îndemnăm să urmăriți pagina PNUD și nu doar proiectul Accelerarea Transformării Digitale, dar și celelalte proiecte care oferă finanțări pentru IMM-uri, pentru că credem că IMM-urile sunt motorul economiei în Moldova și noi trebuie să le susținem. Și de asta suntem foarte bucuroși încă o dată să fim astăzi aici și abia așteptăm să vedem cine sunt acele 50 de companii care o să beneficieze de acest credit cu dobândă zero. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă aveți întrebări, puteți să mă abordați după eveniment. Mersi mult! Mersi, Iulia! Avem o mică dificultate tehnică. Acum o să invit pe colega noastră Inga Snegur, pe care am furat-o dintr-o bancă și nu ne pare rău de acest lucru deloc, și o să ne prezinte, sau o să vă prezinte, mai bine zis, cum ar funcționa sistemul de lending pe Fagura. Poftim, Inga. Mersi. Mersi. Bună ziua. Numele meu este Inga, așa cum a prezentat colegul meu. Ceea ce vreau să vă prezint sunt câțiva pași care urmează să-i cunoașteți despre lansarea noului produs care îl avem așa, anume creditarea pentru startup-uri și pentru IMM-uri.
Dacă cineva deja a fost inițiat în creditarea ca persoană fizică, în principiu plus minus a trecut procedura, pentru că este una foarte similară, adică una foarte simplificată aparent pentru împrumutații noștri, dar una foarte complicată în spate, prin care noi minuțios verificăm foarte multe detalii. Ceea ce trebuie să faceți... Așa, secundă. Așa, să începem de la început. Ceea ce trebuie să faceți inițial este să intrați pe Fagora.com și să vă creați un cont. Ulterior, când aveți deja contul creat, cererea dumneavoastră ajunge către investitorii noștri care deja sunt înregistrați și primesc mai multe oferte. Ei le analizează și în dependență de mai mulți factori, da? Adică, de exemplu, cu ce se ocupă compania, ce dobândă primește din cadrul companiei date, atunci câțiva investitori selectează și aleg să investească în proiectul dumneavoastră. Un moment foarte important de menționat este faptul că investitorii pot să investească începând cu suma minimă de 25 de euro, dar până la 100 de euro. Adică, dacă dumneavoastră veți dori să contractați un credit de 1000 de euro, ar undeva aproximativ 10 investitori ar trebui să investească în creditul dumneavoastră câte 100 de euro. Ceea ce aș vrea să menționez foarte mult este faptul că în momentul în care vă înregistrați ca companie, ca startup sau companie care deja are activitate, noi în spatele mecanismului analizăm datele financiare ale companiei, analizăm necesitatea de utilizare a banilor, analizăm istoria creditară și un punct foarte important pentru startup-urile care încă nu au o istorie creditară sau nu au careva rulaje prin companie, este faptul că noi analizăm istoria creditară a conducătorului care stă în spate și la fel analizăm toate datele lui financiare pentru ca să putem pentru investitor să oferim o informație cât mai relevantă. Aici este momentul culminant, care a spus și colegii mei. Primele 50 de companii vor avea dobândă zero și, într-adevăr, ăsta este un produs unical, care nu mai găsiți nicăieri pe piață. Aici aș vrea să vă dau mai multe detalii, ca să vedeți un pic despre ce sume merge vorba. Așa. La moment, sumele care noi le credităm sunt începând cu 1000 de euro și suma maximă este 5000 de euro. Termenul pentru care puteți primi un credit este 12 luni, 24 de luni și 36 de luni. Dacă dumneavoastră inițial ați ales să faceți un grafic de 36 de luni, pentru că cumva să fiți încrezuți că veți putea întoarce ratele exact, dar aveți bani disponibili și vreți să faceți o achitare anticipată totală, puteți face asta și pentru asta noi nu percepem comision, este comisionul de achitare anticipată zero. Adică vă îndemn să faceți un grafic să fie, vă fie convenabil inițial, iar în cazul în care vreți să faceți o achitare totală, nu percepem comision și vă așteptăm cu o nouă cerere pe Fagora. Și aici am să vă fac un pic de claritate, să înțelegeți cum de fapt funcționează mecanismul. În momentul în care o să vă registrați și o să primiți deja graficul, așa cum trebuie să achitați, lunar, o să achitați rata lunară, da? Adică dacă ați luat un credit de 1000 de euro pe 12 luni cu o dobândă de 7,5%, atunci, lunar o să achitați câte 86 de euro, asta ar fi așa, corpul creditului 80 de euro și dobânda 60 de euro. Noi, Fagora, trimestrial, 6 euro, sorry, Fagora trimestrial vă întoarce la contul deschis ca persoană juridică dobânda care deja ați achitat-o. Și, respectiv, acest beneficiu vă oferiți, așa cum au spus și colegii noștri, datorită partenerilor noștri. Respectiv, lunar, achitați dobândă plus rata lunară, dar odată la 3 luni primiți pe cont toată dobânda care deja ați achitat-o. Avem o condiție foarte importantă, dar care ne va permite să selectăm anume startup-urile în așa mod ca să putem oferi o creditare eficientă.
Timp de 14 zile va trebui să ne prezentați documentul confirmativ că acești bani au fost cheltuiți anume pentru dezvoltarea companiei. Adică, dacă ați cumpărat un produs de la o persoană juridică, în decurs de 14 zile așteptăm de la dumneavoastră factura fiscală. Sau, dacă ați cumpărat, de exemplu, de la o persoană fizică, la fel, așteptăm actul de achiziție. Ce opțiuni pot mai fi? În cazul în care aveți un contract de servicii încheiat cu cineva, la fel îl așteptăm. În cazul în care nu veți prezenta aceste documente, pur și simplu dobânda nu va fi întoarsă, astfel noi ne propunem să susținem însuși companiile care chiar au nevoie de dezvoltare și doresc să facă îmbunătățiri pe piața Republicii Moldova. Asta au fost cele mai importante informații. Deja la rubrica întrebări-răspunsuri o să putem să răspundem mai detaliat acolo unde veți avea nevoie. Mulțumim, Minca! Și un alt aspect legat de confirmarea acestor sau folosirea mijloacelor bănești este pentru a ne asigura că chiar 50 de companii o să beneficieze de aceste mijloace bănești pentru dezvoltarea ecosistemului financiar și economic din Moldova. Nu pentru că ne place nouă să verificăm. Acum o să îl rog încă o dată pe Tudor să revină în scenă și să vă prezinte un caz real, deci nu este un demo pregătit, e chiar un caz real în care el o să solicite un credit pe Fagura. Deci ținem pumnii că acest lucru să meargă strună. Mersi, Cristi. Ok. Vom începe practic acest cumva use case practic de la etapa în care practic fiecare companie care va avea nevoie de finanțare, primul lucru pe care îl va face, va intra pe fagura.com și practic din acel loc vom începe să vedem care este procesul prin care o companie poate obține finanțare. Deci practic când vă mergeți la butonul împrumut, aveți cele două opțiuni, fie împrumuturi pentru persoane fizice, fie vorba de împrumuturi pentru companii. În momentul în care se selectează pagina din împrumuturi pentru companii, avem un scurt landing page cu cele mai relevante informații pentru condițiile programului de finanțare. Cum spunea și colegii mei mai devreme, e vorba din împrumuturi până în 5.000 de euro. Dobânda va oscila între 4,9% până la aproximativ 20%, însă un aspect foarte important, pentru primele 50 de companii, noi prin intermediul acestui proiect pe care îl implementăm împreună cu PNUD Moldova, vom compensa dobânda pe care o veți achita în cadrul programului. Ne vom focusa pe diferite necesități ale companiilor și pe tot ce înseamnă green economy, pe necesitățile de dezvoltare ale companiilor. Deci pe această pagină aveți și un mic calculator în care puteți simulați, să vedeți aproximativ care ar fi condițiile de finanțare, pașii pe care trebuie să-i parcurgeți. În final, în momentul în care vă decideți că aveți nevoie de un anumit împrumut, ajungeți pe pagina în care urmează să vă creați un cont de utilizator. Și aici, practic, vom încerca să simulăm ce înseamnă crearea de cont pentru o companie. Respectiv, haideți împreună să completăm, să creăm un cont și să vedem ce înseamnă tot procesul pas cu pas. Va fi nevoie să, pe lângă denumirea companiei, să ne spuneți exact care este IDNU-ul sau codul fiscal, pentru că în funcție, în baza acestui cod fiscal, noi ar urma să extragem informațiile relevante despre companie. Ulterior, avem nevoie de datele administratorului, respectiv aici rugămintea e să menționați anume administratorul, pentru că în cazul în care, spre exemplu, vine o persoană terță care nu are nicio legătură cu compania, cu siguranță că în final va trebui să respingem această cerere de împrumut. Deci, practic, persoana care poate angaja compania într-un credit nou este administratorul. Respectiv rugăminte, când completați acest cont pe platformă, e important să fie administratorul. Sunt două bife care trebuie marcate, prin care se oferă și consimțământul și se acceptă acordul de utilizator cu toate condițiile. La pasul următor avem de validat acele date care le-am primit inițial, e vorba de număr de telefon și e-mail.
Pentru validarea numărului de telefon veți primi un cod SMS, respectiv e nevoie să verificăm, să înțelegem exact care este codul SMS pentru validarea contului. Așa, luăm codul primit și îl inserăm aici. După ce ați inserat, o clipă, doar un moment. Solicităm repetat, s-ar putea să fie eroare la generarea codului. Așa. Codul de validare. Așa. Următorul pas este validarea adresei de e-mail. Să ne asigurăm că, practic, acea adresă de e-mail care a fost marcată pe platformă este exact adresa de e-mail care aparține persoanei administratorului. E foarte important acest lucru pentru că toată comunicarea viitoare cu compania este prin intermediul acestei adrese de e-mail. De asta e foarte, foarte critică atât numărul de telefon cât și adresa de e-mail să fie validată. În momentul în care s-a validat adresa de e-mail, telefonul, ajungem la o pagină în care practic noi extragem toate datele companiei. În cazul în care durează un pic, puteți să apăsați și butonul refresh să ne asigurăm că se extrage între timp toate informațiile. Vom reveni în curând la acest pas. Vreau să vă arăt și așa o clipă. Moment. De ce? Blocaj parcă la pagină. Așa. Deci vom trece și etapa în care are loc verificarea identității administratorului. Pentru verificarea identității administratorului e nevoie să oferiți o copie a actului de identitate. Verificarea identității are loc prin intermediul unei soluții internaționale de KYC pe care FAGRO o utilizează, vorba de ONFIDO. ONFIDO fiind unul dintre liderii globali pe tot ce înseamnă verificarea identității. Deci, practic, oferiți atât copia față, copia verso a actului de identitate. Trecem repede să nu se vadă toate datele caracter personale ale lui Tudor Dare. Așa, după care activăm camera. E foarte important să oferiți acordul browserului ca să poată să vă acceseze camera. Și haideți să zâmbim la cameră. Așa, am făcut un mic selfie. Trecem mai departe. Deci în momentul de față, practic, toate informațiile pe care noi le-am completat, ele sunt transmise către un FIDO ca să treacă un proces de verificare a identității. Și până când, aproximativ 1-2 minute, are loc verificarea identității, eu am să vreau să revin pe acest slide pe care vă l-am prezentat un pic mai devreme. Așa, aici e nevoie să completez și adresa web. Ce se întâmplă la această etapă? Practic, noi când avem IDN-ul companiei, în spate, chiar dacă practic ați apăsat un singur click și noi am extras aceste informații, în esență noi extragem doar datele pe care le vedeți aici pe ecran. Noi avem o serie de integrări în spate, atât cu Inspectoratul Fiscal, Cadastru, datele de la registru, prin intermediul M-Connect a Centrului de Guvernare Electronică, extragem la fel foarte multe informații, inclusiv bilanțul contabil de la statistică, informațiile privind fondatorii, istoria de credit a fondatorilor, veniturile fondatorilor, practic un proces destul de amplu în spate care se întâmplă. Toate aceste informații sunt procesate prin intermediul scoringului, despre care spuneam un pic mai devreme că a fost dezvoltat atât la nivel de concept cât și practic platforma mai detaliată cu suportul partenerilor noștri. Practic tot acest volum de date este procesat prin intermediul scoringului, ca în final FAGRO să facă o analiză pe două componente. Se face analiza datelor financiare ale companiei exact așa cum procedează banca atunci când se face analiza pe un credit. Și suplimentar, practic noi încercăm să facem o analiză detaliată pe tot ce înseamnă fondatorii companiei, cine sunt oamenii care sunt în spatele acestei afaceri, cine este administratorul care gestionează acest business. Practic, verificând toate aceste informații, în final avem posibilitatea
chiar dacă o companie este recent înregistrată la ASP și dacă în mod normal nu ar putea să obțină finanțare de la bancă, în cazul nostru noi procesându-i datele fondatorului, înțelegând care este experiența lui de business, poate el mai are, nu știu, 2, 3, 4 companii care sunt profitabile, da? Are anumite active, poate are un anumit imobil, poate are venituri foarte bune, cât de responsabil el este la achitarea plăților la credite. Practic, acestea sunt informații care ne ajută foarte mult în procesul de verificare. Hai să zicem, aspectul ăsta legat de verificarea identității pe care noi l-am trecut un pic mai devreme, în medie el durează câteva minute, 2, 3, 4 minute. Noi am decis să simulăm cu voi chiar caz real, cap-coadă, respectiv, mai așteptăm un pic ca să fie încheiată verificarea. Un aspect suplimentar care vreau să vă zic referitor la verificarea identității, când am încărcat pagina față și verso actului de identitate, ulterior am făcut acel selfie. Ce se întâmplă în spate? Să vă explicăm un pic acest aspect. Partenerii de la Unfido practic preiau informațiile care se regăsesc în actul de identitate, extrage toate informațiile care sunt în actul de identitate. Numele, prenumele persoanei, codul fiscal al persoanei, țara care a emis acest act, instituția care a emis actul, data valabilității sau când expiră exact acest act de identitate, toate informațiile sunt extrase automatizat, are loc matching-ul între față și actele din buletin, o persoană fizică care privește aceste date le validează suplimentar, practic am primit notificarea că procesul de validare s-a încheiat, respectiv, în momentul în care s-a încheiat verificarea identității, noi ajungem în dashboard în care din acel moment avem posibilitatea să depunem nemijlocit cererea de împrumut. La etapa în care depunem cererea de împrumut, noi practic am încercat să ne imaginăm acest proces exact cum, hai zicem, ne-ar plăcea nouă să mergem la o instituție financiară să obținem un credit. De ce ai nevoie sau ce fel de date ar trebui să-i oferi? În primul rând, unde vrei să primești banii? Inclus IBAN-ul tău, ne spui de ce sumă de bani ai nevoie. Deci, pentru acest program de test, cum vă ziceam, suma minimă fiind de 1.000 de euro, suma maximă e de 5.000 de euro, ne spuneți perioada pentru care aveți nevoie de acest împrumut, 1, 2 sau 3 ani, și, practic, apăsați pasul următor. În momentul în care ajungem la pasul următor, e nevoie să ne oferiți câteva detalii despre proiect. Investitorii care vor primi informația de la voi vor obține aceste informații referitor la denumirea proiectului, o anumită descriere scurtă despre proiect, da? Pe lângă denumirea includeți și această descriere foarte succintă. Haideți să o inserăm aici. Așa, includem o descriere succintă și ulterior pentru a avea o imagine mai clară, solicităm să ne spună aproximativ pentru ce perioadă acești bani vor fi suficienți și cam care este aproximativ perioada în care compania estimează că își va recupera investiția sau va răscumpăra această investiție. Ok, la pagina următoare noi practic explicăm companiei toate condițiile de finanțare, cap-coadă, suma împrumutului, comisionul de acordare, suma care va trebui să o întoarcă în totalitate, care este dobânda calculată de către scoringul nostru, care este dobânda anuală efectivă. Încercăm să oferim toate informațiile relevante ca respectiv să puteți lua o decizie corectă. Totodată, cum și Inca prezenta un pic mai devreme, încercăm să oferim anumite alternative companiei în cazul în care dorește să achite, spre exemplu, o plată lunară mai mică. Deci acum, pentru 2 ani, ar fi o plată lunară de 45 de euro lunar. În cazul în care dorește să achite o plată mai mică, poate schimba perioada și se selecteze o perioadă de 36 de luni. În momentul în care a selectat 36 de luni, are loc actualizarea datelor mai sus, respectiv poate să selecteze această opțiune. Așa, o clipă, să venim la butonul de validare. Așa, deci mică eroare. O clipă, așa, pasul următor.
În momentul în care a depus cerere de împrumut, în backend colegii de la Fagora vor analiza prudent fiecare cerere care este depusă pe platformă. Noi, pentru a putea trece prin acest exemplu cap-coadă, vom aproba rapid această cerere și o vom expedia spre finanțare. În momentul de față ea a fost aprobată, inserăm și expediat spre finanțare. Respectiv, are loc procesul de finanțare. Inga vă prezenta că sunt unii investitori care aleg manual să investească, totodată avem un investitor care aleg să investească și automatizat. Respectiv, investitorii își pot seta anumite criterii, anumite filtre. Cererea noastră din împrumut pe care am depus-o corespunde unor criterii care au fost listate de către investitori. De asta observați că, practic, prin intermediul acelui modul de auto-invest, practic, această cerere se finanțează. Să vedem dacă va fi acoperită suma integral. Așa, observăm că o parte din sumă a fost acoperită automatizat, iar cealaltă parte, pentru a putea trece prin tot procesul cap-coadă, voi merge acum rapid în CRM să putem noi să o finanțăm până la urmă. Așa. Ok, deci nu vedeți pagina, dar am intrat în contul de investitor. De acolo ofer suma de bani diferență de care e nevoie pentru a putea finanța de plin această cerere din împrumut. Respectiv, dacă vom face aici un refresh, ar trebui să avem suma completată. Deci, practic, toată suma a fost finanțată. Ajungem la etapa în care putem să analizăm contractul din împrumut. La un click se deschide contractul din împrumut cu toate condițiile prestabilite, graficul de plăți anexat. Totodată, când ajungem la etapa de semnare a contractului din împrumut, pentru a ne asigura că fiecare companie în parte analizează prudent contractele, noi expediem suplimentar aceste contracte și pe e-mail. Deci, pentru semnare, noi am preferat codul de semnare să nu-l expediem prin SMS, dar să-l expediem anume pe e-mail-ul care persoana ne l-a oferit la etapa inițială. Respectiv, în acel e-mail care îl primiți, veți avea și contractul de împrumut. Pe lângă contractul de împrumut, avem și un contract suplimentar de garanții personale. Ce înseamnă contractul ăsta de garanții personale și de ce el este foarte important pentru investitori în primul rând? Pentru că în cazul companiilor, dacă ne referim la unele IMM-uri care au capital social de, nu știu, 200-300 de lei, deci nu avem cum să ne asigurăm riscul. Totodată noi nu solicităm un anumit gaj la obținerea acestui împrumut. Din acest considerent, noi avem un contract de garanții personale pe care administratorul, care este și fondator al companiei, îl semnează. Și în felul ăsta, dacă compania nu achită împrumutul în termen, respectiv fondatorul este cel care răspunde pentru rambursarea acestui împrumut. Deci asta e cumva măsura asiguratorii pe care o avem, ca să ne asigurăm că practic împrumutul este achitat și investitorii își primesc banii care au fost investiți inițial. Și aici un pic poate noi să ne oprim și la aspectul de ce preferăm totuși companiile să achite inițial dobânda, după care noi o compensăm. Practic, Fagora este doar platforma care interconectează împrumutații cu investitorii. Investitorii, făcând o investiție, el trebuie să-și primească banii înapoi investiți, inclusiv o anumită profitabilitate din investiția lor. Din acest motiv, compania va achita și dobânda inițial, iar ulterior, odată la 3 luni, noi vom reveni și vom compensa această dobândă pentru companii, ca în final costul de credit din perspectiva dobânzii să fie egală cu zero. Felicitări, cererea a fost aprobată, finanțată, contractul este semnat, eu am stat să cronometrez timpul, inclusiv cu toate istorioarele care vi le-am mai povestit, a durat fix 15 minute, cam asta e termenul, 10-15 minute aveți nevoie pentru a depune cerere din împrumut pe platformă, inclusiv am parcurs și toate etapele de depunere, aprobare, finanțare, semnare, respectiv am ajuns doar la etapa în care urma să primim banii în cont. Cam așa ne-am imaginat noi că ar trebui să fie o relație a unei companii care are nevoie de finanțare și ne-am străduit, chiar dacă e foarte simplu din perspectiva accesării banilor, în spate, cum zicea și Inga, e un proces foarte detaliat și un volum foarte mare de informații pe care îl procesăm. Sper că e cumva pe măsura așteptărilor voastre și să vă placă acest produs pe care noi l-am pregătit acum pentru voi. Mersi! Mersi, Tudor, și
Cred că ce ai uitat să zice că în momentul în care o să fie disponibile plățile instant în Moldova, banii o să fie virați instant în conturile companiilor. Acum, într-adevăr, durează din cauza settlement-ului care are loc la BNM. Acum am vrea să vă dăm vouă microfonul celor din sală. Dacă aveți întrebări, să ne le puneți și Tudor cu Inga o să răspundă cu mare drag la aceste întrebări. Dacă aveți întrebări, mâna sus și eu am să vă dau microfonul. Nu, avem și transmisiunea live de asta, ca să ne audă și cei care sunt online. Cred că e bine să adresați întrebarea. Bună ziua! O întrebare. Ca persoană fizică știu că poți să fii și investitor și să împrumuți. Ca juridică e același lucru? Exact. Da, bine, mulțumesc. Deci aveți posibilitatea să fiți atât investitor cât și împrumutat, fiind atât persoană fizică cât și companie. Până astăzi puteai să fii investitor companie, investitor persoană fizică, iar din perspectiva împrumutatului putea fi doar persoană fizică. Începând de azi, practic, și companiile pot obține finanțare, de asta, în ambele sensuri, avem și persoane fizice și companii. Bună ziua tuturor! Felicitări pentru produsul acesta nou, interesant. Am și o întrebărică. Ați arătat acolo că se semnează un contract de garantare, un fel de fideuțiune, ceva de genul acesta, corect? Exact. Dacă sunt mai mulți fondatori, cine semnează? Doar administratorul fondator sau poate fi, pot fi mai multe persoane care semnează acest contract de garantare? Da, mersi Octavian pentru întrebare. Noi începem și lansăm acest program prin mecanismul în care administratorul este și garant pe credit. Și de ce facem lucrul ăsta? Pentru că administratorul este practic acea persoană care trece verificarea identității și noi ne asigurăm că într-adevăr persoana care pretinde este cea care e în realitate. Ne asigurăm că am făcut verificarea identității corect, cunoaștem datele lui personale, îi facem toate verificările în background, respectiv el are posibilitatea ulterior să ne semneze și acel contract de garanții personale. În viitor, probabil că vom gândi un anumit mecanism în care să avem și alți garanți, alți fidejusori, fie vorba de alți fondatori ai companiei, spre exemplu, fie eventual careva persoane terțe. Deci, probabil că mecanismul ăsta de garantare de la terță îl vom dezvolta, dar în acest moment, pentru perioada de test a programului, pornim doar cu această garanție din partea administratorului. Și anume pentru a simplifica, pentru a putea automatiza procesul. Dar în viitor o să ne gândim și o să mai completăm. Deoarece întrebarea este, de exemplu, suntem în doi parteneri de afaceri și de ce doar unul să-și asume toate riscurile? Doar administratorul. Da, aveți perfectă dreptate, noi la fel ne-am gândit la momentul ăsta, doar că la moment o mare parte, cam 90% din startup-uri sau din companiile micro, au la bază atât cel care e fondator, este și administrator. Și ca să putem simplifica la moment procesul, mergem pe partea asta. Pe viitor ne străduim și facem modificările așa, să fim acoperiți de toate punctele de vedere. Dar, Octaviană, propunerea e pertinentă sau ideea e pertinentă, deci ne vom gândi și vom adăuga posibilitatea ca să poată fi mai mulți garanți pe contract. Am pornit așa, dar sigur că proiectul ăsta nu înseamnă că rămâne în ipostaza pe care l-ați văzut acum, îl vom dezvolta, vom crește și sumele. Acum în programul de test suma maximă e 5.000 de euro, dar noi ne dorim să creștem această sumă, să aibă posibilitatea companiilor să investească, de exemplu, în tot ce înseamnă economia verde, panouri fotovoltaice, nu știu, proiecte eoliene, altceva, deci pentru care ai nevoie de sume deja considerabile. Deci sumele vor crește, mecanismul de finanțare se va dezvolta, dar pornim de la ceva pe care ai nevoie să-l testăm. Testăm această idee, după care o vom completa ulterior. Mulțumesc. Încă o întrebare, dacă îmi permiteți. Am văzut că procesul e foarte ușor și simplu și a semnat foarte, foarte rapid acest lucru, dar din perspectiva unui investitor, cât este de sigur semnarea doar așa pe e-mail, cel puțin în Moldova știm că unii contabili fără ștampilă, chiar dacă legislația permite, nu ți acceptă facturile, nu mai zic de contracte mai serioase, da, de investiții. Care este? Este semnat digital? Este nevoie de un contract semnat? Partea asta de siguranță a investițiilor pe care le-aș putea face într-un astfel de împrumut din punct de vedere a unui investitor.
Da, deci noi practic acest mecanism care ține de semnare, el este exact ca și mecanismul care acum e funcțional pe Fagura pentru persoane fizice. Și din perspectiva legislației, legea privire la semnătura electronică spune că în momentul în care persoana este identificată și părțile au convenit anterior un anumit mecanism de semnare, în acel caz și semnătura electronică simplă este echivalent semnăturii holografice. De asta noi facem verificarea identității din timp, ne asigurăm că toate datele pe care le-am primit sunt corecte. Deci nu am trecut să vă arăt și partea care ține de toate datele care au fost extrase, dar practic toate datele care sunt în buletin au fost procesate, data de valabilitate, codul fiscal, tot, inclusiv persoana este verificată în background pe anumite registri, gen PEP, anti-money laundering și așa mai departe. Deci, practic, are loc această identificare corectă. Și pot vă zic chiar din punct de vedere practic, noi am ajuns în instanța de judecată cu mai mulți împrumutați care n-au achitat în termen, deși procentul lor e relativ mic, de între 3-5%, dar cu acei care ajungem în instanța de judecată, practic încă nu avem niciun caz în care instanța să nu recunoască valabilitatea contractului semnat în mecanismul pe care l-ați văzut aici. Pentru că persoana e identificată inițial, e cea care cumva și-a confirmat și numărul telefon, e-mail, respectiv prezentând toate datele în instanță, instanța de judecată recunoaște și validează acest contract. Bună ziua! Mă numesc Diana, am așa o întrebare. Noi suntem o companie tânără și la moment putem să beneficiem de serviciile dumneavoastră, dar ulterior să fim și noi ca investitori. Și în cazul în care noi o să fim investitori, este posibil să beneficiem de niște avantaje, să nu achităm, de exemplu, dobânda sau ceva de genul dat. Aveți în program astfel de facilități? Mulțumesc. Facilități pentru investitori? Corect, am înțeles? Da, desigur, da. Da. La moment, în dependență de gradul de risc care îl aleg investitorii, ei primesc o dobândă, de exemplu, de la 10% până la 17%. Adică deja, în dependență de riscul care vă lasă o masă, aveți o dobândă sau un pic mai mică sau un pic mai mare. Nu este un program preferențial, dar este un program pentru toți investitorii care se decid să investească. În esență, cum ziceam, fiecare companie sau fiecare persoană poate să aibă rol atât de investitor cât și de împrumutat. Poți fi o situație în care ai niște bani disponibili și vrei să-i multiplici sau chiar aseară discutam cu colegii, companiile pot să aibă un mic fond de rezervă, spre exemplu lichidități pentru 2-3 luni de activitate și ca banii ăștia să nu-i ții doar pe un cont și ei să nu produc nimic, îi poți investi prin intermediul Fagura, ei se multiplică, îți oferă o valoare adăugată, iar în momentul în care ai nevoie de aceste lichidități, poți duce în secondary market, vinzi ușor lichiditățile, investițiile care le ai, obții bănuții, respectiv îi poți utiliza în activitatea ta. Pe de altă parte, poate fi situația în care ai nevoie de ceva bani pentru dezvoltare și poate chiar nu vrei neapărat să te duci în banii din fondul de rezervă. Și atunci, chiar dacă ești investitor, poți să devii și împrumutat. Adică noi avem situații în platformă în care avem persoane care au și bani investiți și un împrumut pe care îl accesează, pe care ulterior îl pot achita într-o lună, două. Comisionul de achitare anticipată, vă prezenta Inga, este zero. Deci puteți avea cumva ambele situații în funcție cumva de circumstanțele de zi cu zi. Între timp, împrumutul care a fost plasat l-am respins, ca să nu credeți că vrem noi să beneficiem de program. L-am gândit pentru voi, nu pentru noi, doar a fost un exemplu ca să-l vedeți. Când intrăm în pagina împrumutului, aici veți vedea cumva mai multe informații relevante despre împrumutul care este solicitat, datele despre companie, la nivel de domenii de activitate, noi primim, apropo, toate datele în formatul ăsta CAIEN, le vom procesa să le afișăm într-un format în care să fie cumva perceput mai ușor de utilizatori, acele date, dobânda și gradul de risc stabilit de către scoring, datele care ziceam cumva au fost extrase automatizat prin intermediul un FIDO, cine sunt asociații companiei, practic toate datele procesate, inclusiv graficul de plăți, scădențarul pe care ar urma să fie respectat în procesul de achitare. Ok, dacă mai aveți eventual alte întrebări, vă rog. Da. Care sunt garanțiile pentru persoanele care investesc? Ce garanții au ele în cazul în care investesc? Cum am prezentat un pic mai devreme, în cazul persoanei fizice, vorba de persoana fizică care răspunde cu activele personale, în cazul companiilor, ca să nu răspundă compania doar în limita capitalului social, semnăm și acel contract de garanții personale din partea administratorului, în așa fel încât dacă compania nu va rambursa împrumutul în termen, respectiv administratorul este cel care răspunde pentru achitarea împrumutului.
Păi, dar cum verificați capacitatea de plată, hai să spunem așa, a persoanei, administrator, fondator, cum identificați că are lichidități sau nu are? Asta este întrebarea. Povesteam și un pic mai devreme despre ce facem noi în background, ce face scoring-ul nostru. Deci noi avem toate integrările cu Inspectoratul Fiscal, cu birourile de credite, cu Centrul de Guvernare Electronică, alte registre, prin care noi practic extragem informația despre istoria de credit și veniturile atât a companiei, cât și a fondatorilor, inclusiv administratorul. În felul ăsta, practic, cunoaștem care sunt veniturile administratorului, care este experiența lui de a gestiona creditele, care este experiența lui de business, inclusiv. Deci noi procesăm un volum imens de date în spate. Ceea ce ați văzut aici, doar, practic, un grad de risc și dobândă. În spate noi avem sute de seturi de date, poate chiar mii de seturi de date pe care le procesăm rapid, respectiv, în funcție de toate datele astea, este stabilit acest grad de risc și dobânda individuală pe fiecare împrumut în parte. Aveți acces și la bunurile imobile administratorului, da? Da, sigur. Bine, mulțumesc. Ok, mai luăm, hai zicem, unul, maxim două întrebări și dacă vor fi întrebări suplimentare, avem ocazia ulterior deja la o cafeluță să putem să discutăm mai detaliat. Vă rog. Bună, mulțumim frumos pentru proiectul prezentat, foarte interesant. Așa, o întrebare poate răspunsul intuitiv. De exemplu, dacă împrumuți 5.000, dar investești 4.000 în proiectul tău de dezvoltare, diferența de 1.000 va fi deja cu fără cotă zero, da? În cazul în care ai nevoie de 4.000, nu este nevoie să împrumuți 5. Pentru că vii pe platformă și spui că ai nevoie să împrumuți exact suma pe care o dorești. Iată, dacă revenim aici, când depui cererea de împrumut, practic tu ne spui suma de bani de care ai nevoie. Dacă nu ai nevoie de 5, nu e cazul să iei 5, iei 4, iei 2, iei 1. Deci da, e exact suma de bani care ai nevoie. E logic, dar poate, adică inițial credeai că ai nevoie de mai mult, ulterior s-a mai schimbat condițiile contractului sau ceva genul ăsta. În sens că dacă apare o diferență, atunci diferența aceea deja va fi ca o împrumut obișnuit, da? Așa? Vă mulțumim pentru gândurile care ne le-ați transmis, pentru că o să ne gândim la mecanismul ăsta, ce facem cu banii care nu i-ați folosit și cum putem să facem așa să aveți aici o rată de achitare zero. La moment, ar ieși că dumneavoastră achitați totuși dobânda și plata și comisionul care a fost inițial, dar vom lua în calcul situația asta și ne vom gândi cum facem așa să vă ajutăm în momentul ăsta. Și altă întrebare scurtă, la capitolul actelor justificative, da? Ați spus că contracte, dar trebuie și extrase bancare? Sau, adică să înțeleg dosarul în ce constă când să justifici investiția. Da, în mod ideal ar fi factura cu cecul sau actul de achiziție cu cecul sau contractul încheiat. Dacă nu aveți cec la contract, de exemplu, aveți un contract de prestări servicii care trebuie să le achitați lunar, adică cel puțin cu graficul care urmează să-l aveți. Asta să fie suficient. Ok, mersi foarte mult. Eu am o întrebare de clarificare. Eu am înțeles că sistemul este primul venit, primul servit. Da? Dacă noi, în timp ce noi vorbim acum, sunt 50 de cereri aprobate, ipotetic vorbind, înseamnă că cu asta s-a încheiat totul. Da? Adică noi mâine nu mai putem să facem parte din program. Teoretic, da, însă la modul practic încă nu este aprobată nicio cerere pentru că aprobarea o facem tot noi, respectiv Inga e persoana cheie pe care am convins-o să vină dintr-o bancă comercială la Fagura cu experiență în zona de creditare a companiilor, alți colegi care îi avem în echipa de suport clienți vom analiza prudent cererile depuse. În final vor fi aprobate 50 dintre ele. Nu vom aștepta să avem, spre exemplu, nu știu, 200-300 de cereri pe care să le aprobăm și să vedem exact care dintre ele 50 le aprobăm. Deci sigur că vom merge pe formula de primul venit, primul servit, însă vom fi foarte prudenți în a aproba acele companii care pe de o parte vom vedea că au suficient capacitate de plată. Dacă nu are compania suficiente lichidități, atunci fondatorii, administratorul ar trebui să aibă suficiente lichidități pe care să poată justifica. Și aici, ca să înțelegeți, s-ar putea, spre unii dintre voi, să veniți cu o cerere de împrumut și să fie respinsă. Da? Și atunci nu apară nemulțumirea cu eu am venit, dar am fost respins. Deci e nevoie să avem aceste informații suficiente despre veniturile, istoria de credit a persoanei. Dacă aveți o istorie negativă, nu o să poată fi aprobată. Deci trebuie să fie o istorie pozitivă, venituri suficiente și atunci cererea poate fi aprobată, pentru că în final e vorba de banii investitorilor. Alte persoane ca noi, da? Adică noi practic doar suntem cei care oferim platforma spre utilizare, dar în spate sunt alți oameni, atât din Moldova cât și din diaspora, oamenii care cred în ideea voastră, au decis să vă susțină, de asta e important să ne asigurăm că acești bani vor fi întorși înapoi investitorilor care au avut încredere în proiect.
Adică putem și mâine să solicităm cererea. Și astăzi și mâine și sper încă zilele următoare. Și după ce se închide programul 50 de companii, oricum veți avea o dobândă foarte bună în comparație cu ceea ce avem pe piață. Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, vreau să insist un pic pe momentul cu investitorii. Domnișoara a pus o întrebare, scuze, nu am reținut numele. Este o întrebare foarte importantă. Deci investitorii care vin astăzi în Fagura investesc în credite negarantate. Deci asta este riscul investițional. Pe de altă parte, noi fiind conștienți de chestia asta, noi încercăm să ținem rata de default foarte mică. Chiar și atunci când noi nu reușim să facem acest lucru, noi avem echipa de juriști care merg în instanță, care încearcă să recupereze banii. Chiar și dacă asta nu ne reușește, noi mergem la companiile de colectare. Și ca să oferim o siguranță și mai mare pentru investitori, noi lucrăm acum la un proiect de fond de rezervă, la Fagura, care să permită restituirea, cel puțin parțială, nu este mai major de 50%, dar poate o să merge mai mult de atât, în cazul în care ați investit într-un credit și a dat faliment, până noi restituim banii și trecem prin toate instanțele, voi să puteți primi înapoi 50% din principalul aferent acelei investiții. Poate mai mult de 50%, urmează să vedem. Plus la asta suntem în discuții cu USAID și cu DFC, în Statele Unite ale Americii, inclusiv cu UNDP, o să discutăm acest aspect, să oferim posibilitatea unui fond de garantare și extern, că atunci când este vorba despre un credit care intră în incapacitate de plată, noi să putem investitorului să restituim banii. Dar este foarte important să știți, în primul și în primul rând, că este o investiție, există un risc, adică nu există nicio investiție fără risc, noi o să încercăm să-l minimalizăm cât de mult posibil. Ce vreau să adaug este faptul că pentru faptul ca riscul să fie cât mai minimizat, aveți posibilitatea să investiți maxim 100 de euro. Adică dacă aveți 1000 de euro care ați investit în 10 credite, probabilitatea este foarte mică că tot 10 nu o să întoarcă. Da? Adică poate nu o să întoarcă unul, de exemplu, sau cu care o să ajungem noi la nivel de colectare sau alte chestii, dar o bună parte din ei tot și o să treacă, o să le întoarcă și o să aveți banii ăștia înapoi, plus dobânda care o veți primi. În sală vedem și unii dintre investitorii noștri, nu vom spune exact cine investitor, cine împrumutat, dar avem unii clienți activi deja care sunt pe platformă, care cunosc cum funcționează acest mecanism. Pentru investitori avem suplimentar și aplicațiile mobile iOS, Android, ne puteți găsi acolo pe Google Play sau pe App Store. Descărcați aplicația mobilă, o instalați și veți putea foarte ușor direct din telefon să vă gestionați investițiile voastre. Cred că e cumva momentul potrivit, Cristi, să continuăm. Să bem o cafea, da. Da, să continuăm și într-un cadru mai neformal. Mulțumim. Da, mersi frumos tuturor, mersi încă o dată partenerilor și sperăm în viitor să fie programe și proiecte mult mai avansate. Cu acest scoring for business care l-am prezentat, după ce obținem autorizația în România, cumva softul, soluția tehnică pe care am dezvoltat-o, ar urma să o ducem și pe piața europeană. Așa că sper să arate bine. Mersi. Mulțumim.